Sincer, eu credeam că o să-l aleagă pe Cătălin, fiind azi, mi se pare că și Sorin, tot cu fitness. Asta Mai aveți încă două a fost nume. prima asta, zic, a se duce pe zona așa. Am văzut alegerea și am zis, wow, bravo, nu, ea vrea sufletul acolo. Pentru că sportul face pentru toți și pentru ăla, da. Are nevoie de căldură, de... am înțeles-o. Și sunt de acord, da. Dar alegerea e aici, vrea ea. Ea s-a plâns că are prea multă căldură. Dar nu-ți fie frică, căldura e bună. Ce e asta? E frică, îți place frigul? Nu-ți place frigul. Păi și atunci. E prea multă căldură dintr-o Nu, dată. nu trebuie să ne sperie. Și ce se întâmplă? Ce se poate întâmpla? Nic. Păi, Vreau mai încet. bravo. Eu prind din Nimic? calorifer, nu-i problemă. Dăm așa. Da. Te mai Cât un oprești pe element, cât un caloriferul. element, Da. cât un element. Cum este Radu? E așa mai pătimaș? Este mai atent cu fata de lângă el? V-a zis? Da, adică, cum să spun, el este o fire, adică v-am mai spus, cum simte, deci el tot ce simte, spune, arată, e o fire foarte, și mai ales nici cu surorile acasă, deci el e un băiat foarte, adică vreau să Atent. spun, da, atent, așa, nu e... Mai ales că a avut și are și surori acasă. Da, patru. Patru. Deci știe să comporte, adică vreau să spun, nu e violent, nu. De Nici ce v-ați dat măcar. seama? Frică de posesivitate. Asta e. Pentru că ea dacă nu simte că are gradul ei de libertate, adică dacă eu astăzi vreau să mă duc la sală, mă duc la sală. Dacă, e foarte conștiincioasă, știe că are servici, merge la servici, nu lipsește, nu există. Bolnavă dacă e și ea la servici. Bine, ea cu noi stând în casă vede multe. La noi există o libertate, dar o libertate, cum să spun eu, știu exact și dacă nu ne vedem 3 zile sau așa, fiecare ce face, cum, dar la un mod de relaționare normală, oameni normale, adică nu stăm să ne urmărim unii pe alții la nivel, hai să văd cine ți-a scris ce. Nu, ea a trăit astea. Ea le-a trăit și le-a trăit într-un mod brutal. Și probabil aici ai tu o problemă la modul să nu încerci de asta, este să nu mergi repede către ea. Băiatule, ai să fii cel mai fericit de pe planetă, crede-mă.
E un pic, da. Ea, eu după ce iese de aici o să mai am un pic de lucru cu ea să fie cea care trebuie, pentru că trebuie să fii așa puternic în viață. Trebuie să fii puternic să răzbești. Viața nu e ușoară. Și pentru ea n-a fost până... Trebuie să înceapă să se iubească pe ea. Da, da. Și după să-și aleagă și da, să se canalizeze pe cineva. Asta spun că... Asta e cel mai important. În punctul meu de vedere, la noi nu e vorba despre o relație serioasă, pentru că noi suntem încă în cunoaștere, vedeți, sunt foarte multe lucruri care ne pun piedici. Dar, uite, mama e aici, ei au 30 de ani împreună. Adică, în 30 de ani, prin câte au trecut și foarte mulți ani și au trecut prin foarte multe lucruri. Asta, trebuie să știi să treci peste toate impasurile, să accepti persoana aia așa cum e și să mergi înainte, cu bune și cu rele. Ca așa dar repede omul totul ești. Cu toate fricile ei, ea trebuie să se iubească. Mă iubesc. În primul rând, da. Să se reseteze un pic și să lase trecutul. Gata, trecutul. Să se adună, să se regăsească, să se iubească, să fie sigură pe ea, să aibă încredere în ea. Nu, știi cum e? Nu trebuie să-l judeci pe Radu și când te uiți la el, prin filtrul celorlalți. Las, gata, Darius, gata, s-a terminat. Sau să nu crezi că el este cel care trebuie să te facă să uiți de absolut tot. Sigur, sigur. Alea sunt amintirile tale, experiența ta. Nu el. Gata. El trebuie să-ți creeze amintiri noi. Așa este. Sau, nu știu. Știți când o să vă dați seama, dacă nu o să vă vedeți câteva zile, și dacă simțiți așa înăuntru vostru că doare de dor, e momentul ăla acolo. Asta i-am explicat, că nu toți suntem la fel. Nici hârtirile alea pe masă nu au aceeași culoare. Clar. Da. Suntem diferiți. Când o să simțiți asta aici, o să vezi atunci. Un pic mai aveți. Răbdare. E nesigură pentru că este tânără. Tinerețea vine cu multe gânduri. Dar vă deranjează că s-a gândit așa Kinga ieri să vrea să cunoască și alți băieți? Că a pus așa un pic un semn de întrebare asupra lui Radu? Nu știu ce să spun. Ce a simțit ea acum, nu știu. Poate... E prea devreme, nu? Da. Încă e prea devreme. Poate e de acord și el să mai cunoască și poate dacă o vrea și o să fie, se găsesc din nou. Adică vreau să spun, se... Da. Cuplează la loc. Da. Se cuplează la loc. Dar ce, voi ați format un cuplu? Nu, suntem oficial. Cunoaștere. Pentru că ați observat și dumneavoastră ediția de ieri că s-a spart așa, dintr-un impas. Și exact asta... Am săpat mai adânc și am găsit lucruri pe care, comori, care trebuie scoase de acolo. Deci, dacă am fi format acum o relație, să fi spus că aveai dreptate și tu aici ați dreptate. Dacă aveam acum o relație oficială și nu ne cunoșteam în totalitate... N-am fi descoperit aceste lucruri și poate le descopeream cam târziu. Bine că nu ai pupat-o. Aici ai dat dreptate. Dau dreptate cu un lucru. Foarte pupăcios și a dorit foarte mult să o pupe. Foarte mult! De câte ori? Foarte numără. Numără. Numără refuzurile. Da. Erau 7. 8 și ieri. Da, tu parcă ești născut pe 13. Până pe 13, hai, mai încearcă. La anul. Da. Nu, până ajungi la 13, încercare. Da. Deci ai cu noroc. Doamne. Dar dumneavoastră ați văzut o altă fată potrivită pentru Radu aici în casă, în afară de Kinga. Adică ce ai văzut la televizor? Da. Să vă spun drept, nu. Deci să vă spun, nu. Noi toți acasă suntem cu Kinga. Și prietenii noștri de familie și toți vecinii, deci cu ea, deci Kinga. Deci nu se vorbește despre altceva acasă. Bun. Am fost acasă ca și paranteza cu vreo 2 săptămâni, când am stat o singură zi și era, mamă, că primase toate neamurile la noi. M-au întâmpinat pe ușă, mătușii mea, sora lui tata.
Ah, The Kinga, ce discuta, a zis că după fiecare ediție se strâng cu toatele acolo, cu toate vecinele și mă discută pe mine, ce mai fac eu cu Kinga, ce se discută despre noi, ce am mai făcut. Adică, gen că... Așa se întâmplă și... Da, da, și da, 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 da.